Programul propriu-zis are mai multe obiective. În primul rând este vorba de creșterea competitivității economiei naționale, introducerea unei stabilități macroeconomice și bugetare, depășirea vulnerabilităților care există în diferite sectoare, care de fapt au fost și menționate, progresarea în implementarea reformelor sectoriale și implementarea diferitelor strategii care au fost luate și adoptate de către guvern și instituții, în special este vorba de programul care ține de diversificarea exporturilor, atragerea investițiilor, creșterea competitivității sectoriale, reformarea politicii comerciale, politicii economice ale statului, precum și tot ce ține de sistemul bugetar fiscal din Republica Moldova. Acțiuni prioritare în sectorul energetic au fost trei. Prima acțiune ține de soluționarea și găsirea unui mecanism de acoperire a devierilor financiare sau a ratelor care au fost cumulate de sectorul energetic în perioada 2012-2015 și vreau să reiterez că doar pe o singură companie aceste arierate se ridicau aproximativ la 2 miliarde de lei. Astfel, acest mecanism a fost convenit cu toate companiile și o decizie în acest sens a fost luată de către regulator, ANRE, și a fost publicată și intrată în vigoare. A doua decizie ține de majorarea tarifului pentru energie termică în municipiul Chișinău, având în vedere faptul că Banca Mondială, prin intermediul structurilor sale, are un program vast de investire în sistemul termoenergetic al municipiului Chișinău, se dorea ca să fie un angajament clar din partea autorităților, din partea Guvernului și a regulatorului ANRE, că există surse de acoperire a acestor investiții, fapt care o decizie în acest sens a fost luată, de majorarea tarifului pentru energie termică în municipiul Chișinău de 8,32% în luna octombrie. De fapt, comparativ cu alte tarife care sunt aprobate în Republica Moldova pentru alte municipii sau sisteme termoenergetice, tariful din municipiul Chișinău este unul încă mai redus comparativ cu celelalte. Și al treilea element de acțiune prioritară ține de publicarea acestor decizii. Fapt care au avut loc, sunt plasate atât pe site-ul ANRE-ului, sunt publicate în monitorul oficial, lucrurile sunt deja cunoscute și sunt într-o manieră destul de transparentă. Suplimentar la aceste acțiuni, așa cum o să puteți să spicuiți în acest program cu FMI-ul, sunt un șir de obiective, de perspectivă și elemente de reforme structurale. Acestea pot fi grupate în mai multe elemente. Pe de o parte, avem condiția sau avem dorința să nu admitem majorarea deci datoriilor noastre externe prin intermediul întreprinderilor de stat, respectiv ne așteptăm la o mai bună și la o îmbunătățire a procesului de gestiune a întreprinderilor de stat. Astfel a fost elaborat un proiect de lege privind întreprinderile de stat și întreprinderile municipale, care se află la examinare în Parlament și în comisiile parlamentare. Se introduce obligativitatea auditelor și a raportării trimestriale a activelor sau activității acestor întreprinderi, deci va fi un sistem de monitorizare și control atât pe activități cât și pe partea financiară acestor întreprinderi, ca să nu admitem că aceste datorii, în cazul în care apar, să vină și să fie acoperite de către sistemul bugetar al Republicii Moldova. Al doilea bloc de angajamente ține de consolidarea capacității regulatorului în domeniul energetic ANRE în gestionarea proceselor, astfel un șir de schimbări, ajustări a metodologiilor privind tarifele la energie electrică, energie termică, gazele naturale vor fi efectuate. În acest sens s-a solicitat deja o expertiză și un suport tehnic din partea structurilor responsabile, e vorba de Banca Mondială, dar sunt și alți donatori care pot să vină cu astfel de expertiză. Deci, în cadrul acestui program, la prima etapă, noi ne-am luat anumite angajamente. Unul din aceste angajamente, partea bugetară, este executarea garanțiilor emise de guvern pentru credite de urgență. Și eu mă bucur că publicarea
Memorandumul, în sfârșit, va pune punct speculațiilor la acest subiect. Este într-adevăr un angajament a Guvernului în cadrul programului, care noi l-am realizat. Și al doilea angajament este rectificarea bugetului pentru anul 2016, cu scopul de a ne menține în ținta de inflație de 4,2 miliarde lei. Realizarea a celui de-a doilea angajament pe termen scurt, adică care era, trebuia să-l facem până la bord, prevedea și anumite reduceri de cheltuieli. Noi am redus circa 2,1 miliarde lei de cheltuieli la buget public. Și tot ce ați citit aici, că guvernul se angajează să reducă anumite locuri vacante, să reducă anumite cheltuieli de personal, asta tot se referă doar la anul 2016. Pentru 2017, noi trebuie să facem un buget deja care va corespunde cerințelor cadrului macrobugetar agreat cu Fondul Monetar Internațional și nu mai există acele cerințe legate de a reduce careva subvenții, de a reduce fondul de remunerare a muncii. De altfel, dacă am ajuns la fondul de remunerare a muncii, noi de altfel am redus doar fondul care ține de locurile vacante în sistemul public. Astea ar fi acțiunile pe termen scurt. Pe termen mediu sunt anumite obiective și anume ține de consolidarea veniturilor la bugetul de stat și în primul rând noi punem aici accentul pe consolidarea bazei de impozitare. Deci accentul este în direcția asta și asta vom veni prin anumite măsuri de administrare fiscală, de întărirea instituțională a serviciului fiscal de stat și a restructurării acestuia, prin eliminarea anumitor scutiri fiscale. Tot aici, ca obiective pe termen mediu, ne propunem să, cum a menționat și domnul prim viceprim-ministru, să raționalizăm un șir de beneficii sociale și să le consolidăm, astfel ca să nu existe suprapuneri și ineficiențe în sistem, să restructurăm sistemul de pensii, asta este angajamentul nostru pe termen mediu. Tot pe termen mediu ne-am propus ca scop să gestionăm anumite riscuri bugetar-fiscale prin instituirea unor reguli bugetare fiscale mai adecvate, vrem să le revizuim și să venim cu un set noi de reguli și să gestionăm alte riscuri legate de aceleași gestionarea și monitorizarea întreprinderilor de stat. Deci în aceste aproape 20 de măsuri putem să le punem în patru categorii. Prima, ne-am angajat să asigurăm stabilitatea sistemului bancar pe termen mediu și lung și să eliminăm neregularitățile depistate în perioada de diagnoză. După cum știți, Banca Națională a făcut mai multe diagnoze în băncile sistemice în anii trecuți și am depistat anumite probleme. Doi, trebuie să îmbunătățim felul în care băncile sunt gestionate, începând cu a asigura că avem un acționariat transparent în băncile comerciale, că avem un management foarte responsabil. Trei, că funcționarea băncii asigură o creditare sănătoasă. A treia categorie, trebuie să îmbunătățim și să modernizăm cadrul legislativ. Cu părere de rău, cadrul nostru legislativ nu era foarte bine dezvoltat și nu a permis băncii naționale tot timpul să aibă pârghiile necesare de a interveni. Astăzi, însă, nu vom avea nicio scuză de a nu putea reacționa și credem că prin transpunerea legilor care le avem, le-am votat, avem toate instrumentele necesare. Și, în final, Banca Națională trebuie să fie o instituție puternică și independentă și, deci, consolidarea independenței și funcționalității băncii naționale este un alt scop în acest program. Ca să vedem mai multe detalii, ce se ascunde după, sau mai bine zis, care sunt detaliile acestor obiective, revenim la primul, stabilitatea sistemului bancar și eliminarea neregularităților depistate. Deci, după cum am spus, sunt trei bănci sistemice, Moldova Grameen Bank, Modincom Bank și Victoria Bank, noi am avut studii diagnostice. La fiecare din bancă am identificat unele probleme care trebuie rezolvate, deci toate băncile au fost obligate să propună planuri de acțiuni și de remediere care sunt monitorizate. Și conform acestui program, băncile vor ieși din regim de supraveghere numai după îndeplinirea acestor planuri de remediere. Și dacă nu vor îndeplini aceste planuri de remediere, vom avea
măsuri adecvate, hai să spunem așa, pentru a discuta cu managementul care nu le-a realizat. Doi, pe plan mult mai general, trebuie să avem strategii de rezervă, adică dacă se înrătusește situația în sistem, să avem răspunsuri adecvate. Deci, acestea sunt mai mult exerciții teoretice, dar Banca Națională trebuie să fie pregătită de orice situație și deci aceste scenarii le-am dezvoltat împreună cu experții Fondului Monetar și acum suntem bine pregătiți pentru orice situație de urgență.